e cea mai ușoară rețetă. Doar 4 ingrediente. Smântână, untură, făină și sare. Atât. Și 2 mânuțe hărnicuțe. Mm-hmm. Și dulceață. Silvoiță, mai degrabă. Sofia, dar ce faci, dragă? Niște cornulețe. Păi ce te-a apucat să faci cornulețe acum, weekend? Păi de ce? Să nu fac cornulețe acum, weekend. Mi s-a făcut pofta. Se pare că le cam repezești. Tu te grăbești să le mănânci cornulețele astea? Nu. Păi poți să fii un pic mai atentă cu înfășuratul? Uite, astea n-ai înfășurat-o. Știi? Tata, tati, problema e cu aluatul. Trebuie să le împături toate la fel, uniforme. Asta ce e aici, gâlma asta? Una nereușită, am vreo 3 în cuptor. Și îți faci numai ție sau ne dai și nouă? Numai mie, ce? Poftim? Glumesc. Ești tu așa zgârcită? Nu. Vrei să-ți arăt cum arată alea din cuptor? Da, sigur. Hai să văd, că-s curios. Din alea o să mâncăm primele, nu? Da. Oh, arată destul de bine. Da, dar nu e chiar așa de bine. Dar de când știi tu să faci cornulețe singură? Tare știu dacă... Așa, dar... Mă descurc cât de cât. Asta că la final îți dau eu notă, dacă știi sau nu știi, bine? Da. Să-mi dai tu niște cornulețe să le gust, să le degust și să-ți dau notă pe ce ai făcut. Bun. Deci că lucru cu carne. Un fel de carne și asta. Da. Nu se știe câtă carne a fost în prunele alea. Da, deci eu o să le fac așa ghem și gata. Sofia, nu le fă ghem, fă-le cornulețe. Le fac ghem, că așa sunt foarte bune. Sunt bune? Eu cred că un pic le cam... Fac moci. Bine, oricum sper să iasă bune. Auzi? Mm. Te rog, dacă te-ai apucat să faci cornulețe, fă cornulețe, nu te plictisi la jumatea drumului. Fă-le frumoase, întinde-le, așa cum te-a învățat mami. Că nu o să-ți placă să mănânci jumate din aluat și să-l arunci. Da? Dar cum vrei să fac? Ascultă, hai, întinde... Hai, fă tu! Nu, ascultă-mă, te rog, că eu știu cum se face, dar tu poți să faci cel mai bine. Nu știi cum se face! Ascultă-mă, te rog! Nu fă așa, pentru că razi și lemn în făina aia de pe blat. Dar asta o cum arunc. E plină de aluat. Da, ok. Te-ai plictisit de făcut? Nu. Dar nu-mi iese. Îți iese, numai trebuie să perseverezi. Sunt foarte mândru de tine, Sofia. Dacă la 11 ani te pui singură să faci cornulețe, mami nu se simte prea bine astăzi și văd că tu îi calci pe urme. Așa, întinde, încă 2-3 ture în partea aia, până se face rotundă. Practica îți dă rezultate în timp, Sofia. Mm-hmm. Da, da. Că mai de mult îmi ieșeau, că făceam des, dar n-am mai făcut, cred că de vreo un an, doi. Eu cornulețe. Deci n-am mai făcut de când aveai 9 ani? Pe 10, hai să zicem, că anul trecut făceam multe. Da, tu te pui să faci cornulețe și mai este tarta acolo cu mere de ieri? Ce contează? Păi cum ce contează? Ai prăjiturică dulce. Tu vrei altceva? Da. Ce? Și mai ai aici, uite. Uite ce mai ai aici, din asta cu semințe. Eu vreau să fac cornulețe, că n-am mai mâncat de câteva luni. Ți-e greu că ți-era dor să faci, nu să mănânci neapărat. Ba, să mănânc.
Cine vă mai înțelege pe voi, fetele și femeile? Victor, tu le înțelegi pe fetele astea? Păi au atâtea dulciuri aici și mere coapte, culese din livade. Mi-i taci, că dacă n-am fi noi, tu n-ai mâncat nimic. Da. Eu mănânc, uite, îmi ung o felie, două felii de pâine cu vinete, mai mănânc niște dulce din ala și am terminat. Da, vinetele, cine ți le-a făcut? Am eu noroc cu o soție bună, cu copii nu mă pot baza pe ei. Și soția ta, ce, e bărbat sau e femeie? Na. Sofia, voi gândiți un pic cam complicat. Ai acolo tartă de mere, ai aici biluțe din astea foarte gustoase, ai fructe proaspete și tu vrei să faci cornulețe. Da. Bine, e șarnică. Adică, eu... Ce-i cu ele? Că nu-s gata. Știu, dar am uitat de ele. Că-s foarte. Ce zici tu, Sofia, e corect? Mămica ta să facă, deși de 3 ori pe zi, curățenie în bucătăria asta și tu, uite ce ai făcut în 20 de minute. E bine așa, oare? Da, strâng după mine, dacă vrei să știi. Cu gândul ăsta mă mai liniștesc, dar... Oricum îți mândru de ce faci, numai că trebuie să te înveți să lucruri mai curat. Ești de acord? Vrei să te faci bucătăreasă până la urmă? Nu. Dar ce te faci tu? Nu știu. Da, foarte drăguț. Le dai și la pisici niște făină? Nu sunt impresionate de făina ta. Și acolo în fața ușii te scuturi ca să o aduci din rău în casă când umbli afară? Gata! Să nu mai bruschezi cuptorul ăla. Bun, acum domnule, vă rog să-mi faceți loc aici. Ce da, fel de loc? Lasă-mă să mănânc. Ce, mănânci în picioare la blat? Da. Mănânc în picioare ca să încapă mai multă mâncare în mine. Yes! Ajuns, te rog! Împătură în două sau mai eventual mai puneți un prosop. Biscuit. Cum e? E bună? Putem gusta și noi? Nu. Suntem în siguranță? Da. Nu. Ne otrăvește. Mă, tu pe lângă că ești răcit și tot tușești, mai și comentezi într-una. Uh-huh. Șezi blând, să-ți poată da și ție sora ta. E bună? Putem gusta și noi? Suntem în siguranță? Da. Aolea, gelată. Ce-am făcut? Ioi! Ioi!
Sofia, tu acum ești serioasă sau? Ești serioasă, da. E treaba ta, că tu o să ai de spălat și blat, uite pe aici, că l-ai umplut cu dulceață. Și o să ai de spălat tot blatul, că văd că te întinzi cu dezastru. Mai eu știu că tu ești fată mare și atâta de furat o să lași aici după tine. Wow, wow, wow. Mm-hmm. Nu mama mică ta o să se întristeze când o să vină și o să vadă. Vai, Sofia, ce mi-ai făcut? Cornulețe repezite. Da. Dar ai putea să le faci mai frumoase. Cum? Amu? Ca să fii mândră de tine când o să te uiți la video ăsta peste 10 ani, să zici: wow, mamă, ce frumoase le știam face. Dar păi nu știu ce am greșit. Ce ai greșit? În momentul ăsta le repezești toate. Nu, mă refer la aluat, că aluat e de vină. Dar nu doar aluatul de vine, Sofia. Felul cum te comporți tu cu toată aventura asta. Nu prea o iei în serios. Ba da. E așa, mi se pare. Sau nu ți se mai pară. Da, păi nu-ți depus în galerie, nu-ți depus la muzeu. Nu-ți de mâncat. Și stomacul nu vede cum arată. Când rămădesc aici să încapă tăria. Stai un pic să ți le filmezi toate. Care mănânci prima din tava asta? Uită-te și apoi nu spui imediat. Cred că... Niciuna nu e la fel cu cealaltă. Care o mănânci prima din toată tava asta? Asta. Alea o să fie foarte gustoase. Și eu vreau să mănânc una de aia. Dar nu mai zice cornuleț, îi zice... Hai să găsim un nume mai frumos. Boboleț. Bine, eu mă duc să golesc coșul ăla de gunoi care arată cam plin. Până faci tu curat aici, da? Da. Aluatul e cam ce trebuie. Aluatul e ok. Dar restul... Aluatul și ăsta. Dar arată jar. Aluatul tu l-ai făcut? Da. De la zero? Da. Mamă, câte te știi tu să faci. Trebuie neapărat să curăț aici. Altfel, nu mai mă lasă mami niciodată să gătesc. Păi da, mami are pretenția ca dacă faci deranj să și strângi după tine, nu? Da. Și cu asta te amenință că nu te mai lasă să gătești, dacă gătești așa, așa că trebuie să-ți... Cred că o să și aspir pe jos, așa e? Nu. Păi cum nu? Păi o să mă tur. Sofia, dar ce frumos, ai făcut curat. Păi trebuie. E binișor. Încă n-am dus gunoiul, hai să duc. Trebuie să fac și eu ceva dacă vreau să mănânc cornulețe, nu? Mhm. Neapărat. Că altfel nu-ți dau. A, cred că îmi dădeai tu oricum, că tu mă iubești pe mine.
Da. Tătica e. Și tăticul cel mai special să s-o nimeri fie. Da, da. Hai, vă zice modestăs. Modestia e un fel de defect de caracter la mine. Da. Hai să vedem, e gata? Nu, e gata. Cu asta ce faci? Ăla nu știu. Îl putem da la porci? Da. Porc, că ăștia mici nu. Nu, deschide tu, că eu sunt cu camera în mână. Îl mai lași un bec? Că vreo 10 minute, da. Până atunci, îmi mai fac o felie de pâine cu vinete. Mărica ta asta atâta de bine să pricepe la mâncare. Și eu nu? Tu am uite, înveți. Dar ai potențialul să o depășești. Salată de vinete din toamna asta 2024 pusă la borcan. E mult mai aromată, mi se pare, ca cealaltă de la congelator. Păi, au făcut altă rețetă, tati. Exact. Și usturoi și pătrunjel, cred că o băgat în el sau ce mai. Da. Atât ai tăi. L-am mâncat. L-am mâncat tot. L-am mâncat, da. Până la următoarea masă nu mai mi-e foame. Păi, da, vezi, zahărul. Oare ce-a fost data trecută? Bine. Știi ce-a fost? Ce? Delicat. Da? Am făcut cărpurii. Nu așa am văzut-o pe mami că face. Pui un pic de zahăr sau ce pui. De-auzi, n-ar fi mai simplu să iei bolul ăla și să-l spengi? Că nu bolul contează. Uite, vezi? O, ce frumos a rost zahărul pe ghiuvete. Hai, totuși că-l scoci ăsta. Da, pe cu condimente pe el. Și poți să-l ștergi cu un șervețel și gata. Da. Deci un șervețel? Eu am aici o curată acum. Și pot să văd și ce se întâmplă înăuntru. Mulțumesc. Dacă ești curioasă despre ceva, dacă ești curioasă despre ceva, nu te uita în timp ce merge aparatul. Bine. Ai băgat cam mult zahăr? No, șmecheria asta nici eu nu știam. Nici eu, dar am inventat. Da, cred că mai e ok așa. Dar nu l-am făcut. Zahăr cât de mult. Cât de puțin. Că zahărul se mai numește și moarte albă. Da, da. N-ai știut? Așa se numește. Moartea albă. Na bun. Am o încearcă. Hai să degustăm împreună, Sofia. Ce bun e. Foarte bun. N-avem. Ce-ai și? Nu contează că arată rău. Dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, dați un like și
Și distribuiți acest video. Și scrieți în comentarii. Și scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut rețeta. Și încercați-o și voi, că e foarte bună. Și nu arată foarte bine. Dar să voi asta, dar mai bine dacă sunteți adulți. Și dacă aveți experiență. Că eu n-am mai făcut de mult timp. Ok, până aici e bine, dar hai să începem cu... O să folosesc partea asta, dar spune de la, ca și cum ar fi începutul. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat la acest video până la final. Și apoi continui tu cu ce vrei. Te uiți aici. Dacă voi... Nu e nimic. Dacă v-ați uitat la acest video până la final, dați un like și scrieți-ne în comentarii cum vi se par cornulețele. Cum arată. Cât de bune credeți că sunt? Cam atât. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pa! Nu sunt rele. Sunt chiar foarte bune. Mm-hmm. Pot să confirm. Mai ales mâncate așa de pe tabla de șah. Câte ture de șah ai jucat cu Victor astăzi? Una. Și cine a câștigat? Victor. Da, e foarte, îi place șahul la Victor. Mi-a dat șahmat. Wow. Am văzut că îi place foarte mult. Bine, nu mi-a dat, dar mi-a luat regele. Păi nu se poate lua regele. Atunci când îți ia regele, înseamnă că e șahmat.